Bună seara, prieteni! Suntem la minutul 91, s-a terminat penultima etapă din sezonul regulat. Remiză între Craiova și Rapid, victorie pentru FCSB, se poate spune în această seară, pentru că sunt 12 puncte diferență între FCSB și a doua clasată, 14 între prima și CFR Cluj. La înjumătățiri în acest moment, adevărat mai e o etapă, ar fi 6 și 7 puncte. Urmează însă un meci extrem de important care închide sezonul regulat. Rapid FCSB va fi sâmbătă seară pe Arena Națională și de acest meci depind foarte multe lucruri. O să vedeți calcule. Vă spun doar atât. Există 3 variante după acest meci. Diferența între FCSB și Rapid să fie de 4, de 6 sau de 8 puncte. Dar evident cu anumite detalii. Spuneam, suntem la minutul 91. Îi salut pe Basara Panduru și pe Bogdan Cosmescu. Bună seara. Se pare ție că e un stat bun pentru FCSB. E prost. Și dar Rapid își frecau mâinile de bucurie. Da, acolo. Dacă de avem acele... cruci. De bravo, bravo. Ce minune. Dacă avem acele deci imagini... că nu înțelegi tu. Nu că... Dacă avem acele imagini cu Dan Șucu... Cred că la un minut, no, după terminarea câteva secunde. Imediat, dar au fost și pe transmisiune. Haideți să le vedem. Îl vedeți pe Dan Șucu, purtând căciulă, fular, aplaudă. Atenție, că mai vedem. Cineva e nemulțumit. Da, cineva e nemulțumit. Cum? E ok. E foarte bine. Ce înseamnă asta? Să traducem un pic gesturile. Eu sunt foarte mulțumit de rezultat. Nu uitați că jucăm ultimul meci cu FCSB-ul. Îi mâncăm și după aia depindem doar de noi. Care e problema? Ce? De ce sunteți nemulțumiți? Tu cum traduci? Așa traduc și eu. Nu? Dar aveam nevoie de confirmare că nu pe mine că așa pare. Adică nu cred că cineva vede... E un meci după care tu ca patron nu poți fi decât nemulțumit. Exact. Pentru că ai avut în mână, trebuia să iei 3 puncte, ai avut multe ocazii, ai trăit o Craiova care, după părerea mea, a jucat deosebit de modest. Dar nu plece decât cu un punct. Sigur că e un punct, nu pierzi, dar nu cred că... Depinde ce vrei, mă, de fapt, în subconștient. Poate că tu nici nu crezi în titlu, tu poate că... Și vrei să spun ceva, pe undeva pasul logic și următor este o participare în cupele europene. Tu faci toate lucrurile bine, aduci jucători, investești, bază... Următorul pas ar fi să joci întâi în cupele europene. Cu... Eu știu că dacă e o ocazie, iei titlu, că ai o șansă, dar nu știu. Dar asta spun. Cum te poți baza și... cum poți să vezi viitorul când viitorul nu este nici măcar mâine? Păi dacă faci adică, ce trebuie lucrurile, ar trebui să câștigi. Oricum faci lucrurile ce trebuie, dar mai discutat despre asta. Tu ai jucători care mâine îți pot pleca. Da, și aduci alții. Aduci alții. Da. Și iară până se pregătesc, până se integrează, iar aduce alții, iar mi nu se pare că se e sincer în Șucu sau joacă un pic de teatru? Mi se pare că se bucură. Și mie mi se pare că se bucură. Că e sincer, adică. Da, că se bucură. Mi se pare că se bucură. Ok. Da, adică okay. Ce faceți? De ce sunteți nemulțumiți? Cam așa zice. După părerea mea, ai toate motivele din lume să fii nemulțumit. După nu știu dacă mai prins că Craiova atât de slabă în următoarea perioadă. Bă, mie mi s-au părut slab rău. Încă o dată. Slabi, rău, cel puțin defensiv, mai puțin ultimul sfert de oră încă Rapid a dispărut. Deci tu spui așa, ai văzut echipa mai bună Rapid în seara asta. Așa mi s-a părut. Ok, Pandi, tu ce ai văzut? Care a fost echipa mai bună în meciul ăsta, mă refer? Au avut câteva ocazii Rapidul, trebuia să marcheze. Deci echipa mai bună Rapid? Parcă da. Și mie mi s-a părut Rapid mai bună, superioară. Parcă da. Superioară. Și ca ocazie, și ca exprimare, și ca, nu știu, mod în care să... Adică mi se pare că dacă era o echipă care trebuia să câștige, aia trebuia să fie Rapid. Faza din minutul 14, nu? Cu Hasani, parcă. Da, 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 da. Când a scăpat... Cred că asta, golul, este prima dată când Craiova intră în careu. În minutul 30. Golul este frumos, dar să nu uităm că sunt o grămadă de greșeli acolo, nu? Are Waidă mingea în picior. Nu știu dacă oare sau îi vine mingea, că aici trage... Îți vine mingea spre tine, nu poți să faci o preluare, nu poți să faci un stop. Nu poți să faci un stop, atunci nu poți. E o problemă, dar mingea ți-a venit de la... Bă, pe mine m-a speriat faza de la ultima fază. Când Craiova e acolo în preajma careului, pierde mingea, e un posibil contratat. Minutul 95. Bă, și flăcăul ăla de la Rapid dă o pasă, băi băiatu, zici că e bolnav. Nu știu cine e. Când m-am uitat, cine era? Krasniqi, cine era? S-ar putea, da. Băi, dă o pasă, nu se poate da, așa ceva, mă. Da, la Krasniqi ce pasă de aici. No, asta okay, este... Dar cum lasă o tigă, asta mi se pare. Asta e minune. Da, asta este mare pasă. Deci este o fază la care nu greșește nimeni. N-ai să faci. Nu, n-ai ce să faci. Decât eventual la care ține pe Hromada. Acolo, da. La singurul, să zici. Acolo este singurul la... Omul care marchează pe Hromada. Acolo, vezi? Aici mai e o discuție, dar o facem imediat. Pani, scuză-mă că a venit Albu la interviu și sunt curios ce spune. Seara, a fost un meci greu, am întâlnit o echipă bună, o echipă cu foarte mare calitate,
Dar cred că puteam să înscriem mult mai repede în prima repriză. Am avut câteva situații foarte bune acolo. Iarăși nu am reușit să luăm deciziile corecte. Per total, cred că este o partidă bună. Pe final, cred că meritam victoria pentru că am avut un penalti. Din ce am văzut acum, am văzut și câteva lor. Dar cum s-a văzut acolo? Da, după ce dă minge, lovește și mingea este în teren, deci practic se dă penalti. Acum nu știu, nu vreau să comentez. Dar asta este, mergem mai departe, ne așteaptă un derby și trebuie să dăm totul pentru a câștiga. S-a intensificat lupta în teren, mai ales după intrarea ta, tu ai fost și un pic șifonat, îmi spuneai mai devreme că ai un cucui după această luptă, nu? Da, într-adevăr, toate meciurile trebuie să le jucăm așa și să dăm totul pe teren pentru echipă și pentru suporteri. Îl întrebam și pe colegul tău dacă meciul cu FCSB este cumva ultima șansă în încercarea de a lupta la titlu sau de a cuceri titlul, de a-i opri pe cei de la FCSB. Nu știu dacă va fi ultima șansă, dar important este că trebuie să câștigăm, să luăm cele 3 puncte pentru a mișura distanța și apoi în play-off se va juca, eu cred că acolo se va juca șansa campionatului. Cum a fost pentru tine zilele astea în care ai fost exclus din lotul Rapidului? Da, a fost o perioadă un pic mai grea, pentru că am făcut acea greșeală și pe această cale vreau să îmi cer scuze suporterilor, să le spun că îmi pare rău. Știu cu toții că iubesc acest club, iubesc aceste culori și nu vreau niciodată să fac rău clubului, suporterilor. Îmi cer scuze încă o dată, nu trebuia să fac acel gest prostesc, pot să-i spun, dar omul în viață din greșeli învață. Așa și eu am învățat din greșeli, am plătit pentru greșeala mea și sunt aici să dau totul atunci când intru pe teren, nu 100% și 120% pentru că așa trebuie. Îți pare rău că n-ai anunțat pe nimeni, măcar din club, să fi vorbit cu cineva? Poate ieșeau altfel lucrurile. Da, îmi la pare final. Rău de toată situația creată, nu trebuia să ies nicăieri. Asta este concluzia. Încă o dată încerc scuze suporterilor, tuturor din Dar, club. Ca să fie înțeles, ca să nu se mai vorbească multe și nevrute. Vreau să te întreb, tu ai luat decizia să ieși împreună cu Borza sau, nu știu, cum a venit ideea asta? Da, am avut o perioadă un pic mai nasoală în viața mea și am simțit să răfulez. Am răfulat, din păcate nu am făcut bine ceea ce am făcut. Am regretat acest lucru, am plătit pentru el și acum trebuie să fiu concentrat, pentru că ne așteaptă foarte multe meciuri, echipa are nevoie de mine, are nevoie de toți jucătorii și atunci când intrăm în teren trebuie să dăm totul pentru a câștiga. Spuneai de FCSB, cum pot fi opriți după părerea ta? Trec printr-o perioadă foarte bună, îi ajută și rezultatele voastre și ale CFR-ului care vă împiedicați rând pe rând. Cum pot fi opriți? Nu contează, nu contează perioada, se ia meci cu meci. Atunci meciul direct va fi o altă partidă, un meci care se va disputa pe teren și oricine poate câștiga. Bun, am stat pe Albu și a adus aminte că a fost. Vezi, bine să trec ceva timp să spui exact ce a fost, că atunci... Eu, ok, voi sunteți ironici, dar eu apreciez faptul că putea... Eu dacă eram în locul lui... Nu s-au întâmplat lucrurile așa? Bun, ba da. Deci dar eu dacă eram în locul lui, refuzam să vin azi la interviu. Tu spui sincer. Că și l-am convins că o să mă întrebe asta. De ce? Și refuzam. Păi și? Să mai uite lumea. Păi și dacă te întreabă, zici că te omoară. Zici că te omoară cineva, că te întreabă, spune o întrebare. Nu, dar nu are rost să scolești jarul. Eu dacă, eram în locul lui, refuzam să vin azi la interviu. Dar să vă spun ceva, până la un punct a fost și bine pentru el. A fost întrebat ce a zis acolo, că îmi cer scuze, nu știu ce, a fost bine. După aia a complicat-o puțin, nu? Dar a fost bine, ai apărut, ți-ai cerut scuze, a fost bine. Dar până la un punct. Că parcă pe final nu mai a fost atât de bine. Se întoarce în seara asta oare în București, Rapidul, sau rămâne acolo? Și la Craiova are locații? Mai are ceva programat. Are locații? Știi cum sunt aia? Că aveau fiecare oraș și locații. Azi ce e? Luni. E complicat. Meciul ăla de la Iași a fost sâmbătă, parcă, nu? Vineri. Sau vineri. Nu? Vineri. Vineri, sâmbătă. Vineri, a fost ok. Pentru a fost intermediară. Ce? A urmat intermediară. A urmat intermediară, da, după meciul. Da, nu, dar mă refeream de... I-au jucat vineri atunci, dacă nu știu. De cluburi și de... Oricum, privește un pic... Programul cum e făcut, mă, te-ai zis încă noi
foarte bine să fie echilibrat. Bă, dacă ești în tabăra FCSB, te poți gândi, au jucat la 7 zile ei. Rapidul a avut 10 zile între cele 3 meciuri. Păi ok, nu știu. Și câte puncte a luat? Zici că nu contează. Dacă încep aia mici să comenteze, nu mai terminăm până poi mine. Aia, bă, nu, aia mici nu. Aia nu, aia n-a voie. Iașu aia e, să fie sănătos. Joacă din 5-5 zile. Iașu să fie sănătos. Astea sunt scuze pe care le găsesc în funcție de interes. Păi știi ce sunt scuze? Câte puncte ai făcut rapid în astea 3 meciuri? Câte ai făcut? 5. Păi 5, 4. 4, da. Câte ai făcut FCSB? 9. Păi cine a jucat într-o săptămână 3 meciuri? Ideea este următoarea, că dacă FCSB nu făcea 9 puncte, din prima auzeai chestia asta. Păi asta spun, sunt argumente pe care le folosești atunci când îți convine. Tu vrei să-mi spui că nu contează? Păi nu știu, a contat? Eu zic că e important. Când, Pandi? Că văd că acum n-a contat. Păi a jucat bine, FCSB și a bătut, dar contează. Contează. Păi ce înseamnă pe termen lung? Că mai avem o etapă intermediară, n-avem de fiecare dată. Tu ești antrenor, eu antrenor. Tu să joci la 7 zile, eu la 10 zile. Cum ai vrea? 3 în 10 zile, tu 3 în 7. Alegeți, tu. La 7 zile sau la 10? Eu aleg la 9 zile, dar realitatea spune că acum nu a contat. Nu realitatea, momentul, că realitatea nu este așa. Dacă s-a întâmplat. 10 antrenori din 10 așa. Aleg să joace la 10 zile, nu la 7 zile. Spune și ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Aia e altă poveste, că s-a nimerit să se întâmple, dar nimeni nu vrea să joace în loc de 10 zile la 7 zile. Ne mai întoarcem iar la discuția, că toată lumea spunea ce notă are rapid și ce notă joacă cu Botoșani, cu voluntari, care sunt modeste rău. Așa. Și cu Petrolul, care așa. Și este modest, și rapid joacă cu Iași, care, mă rog... A, deci tu zici cu Botoșani e greu, cu Iași, cu Botoșani e ușor, e cu Iași este foarte greu. Acolo, amândouă. Craiova e mai bună decât Petrolul? Cine a câștigat în meci direct între Botoșani și Iași? Cine a câștigat, dacă mă întrebi așa? Na. Niște cănuță om sucin, nu ne ajungem la nicio... N-ajungem la vreo concluzie. Că n-ai cum, adică ne zgândem și nu e nici zona gri aici să mai dăm pe el. N-ai, nu. S-a nimerit să faci 9 puncte. Da, s-a nimerit, dar încă... Și mă, adică s-a nimerit. S-a nimerit, dar... Și de la Rapid, de ce nu s-a nimerit? Încă o dată, e mai bine să fii mai odihnit decât să fii mai obosit. De ce nu s-a nimerit la Rapid? Poți să bați și obosit, dar e mai bine să fii odihnit. Hai să-ți citesc cum arată echipa Rapidului din seara asta de pe bancă. Ca să vedeți și ce lot are Rapid. Deci, pe bancă, în seara asta, Rapid a avut 11 jucători și am așezat ca un 11. Așa nu așa. Mai spui pe aia care sunt accidentați. Cine? Da, Kai, Temers exact, și Onea. Da. Deci nu pe aia, nu. Nu mai pui pe Ioniță că a plecat. Nu mai. Și pe Bora Vale. Și avem așa, lipsesc. Drăghia în poartă, Săpunaru, Albu, Dragoș Grigore, Borza, linie de fund fără probleme. Da. Djokovic închizător. Da. Apoi Funcho, El Saoui, Cârjan, Papo și Burmaz în față. Da, știi care e problema? Exact, o echipă bună, o echipă lumea. Bună, pe asta am spus. Eu spun un singur lucru și e echipa asta cu aia de pe bancă. Reiterez, marea șansă a FCSB-ului dacă este să ia campionat este că n-are lot. Mare. Băi, deci domnul Becali, domnul Becali nu poate să facă decât un număr limitat de schimbări. Și dacă pierde titlul, n-are lot. Ăsta e argumentul. Nu, păi nu, da, dacă știu. Pierde titlul, nu? A greșit că nu și-a ținut oamenii pe bancă. Nu și-a ținut oamenii. Da. Vezi cum e, așa, să găsești argumente în funcție de situație. Fotbal e... E clar că statul dictează și ce faci, da. Normal. Da. Te-a surprins, dar, ce... joci bine, dacă nu te-a surprins ceva în seara asta în meciul ăsta, Pandi? Orice, din perspectiva Rapidului, din perspectiva Craiovei, din perspectiva jocului, orice, dacă te-a surprins ceva așa, în bine, în rău? Nu cred că a fost nimic așa care să mă surprindă. Mă întreb de ce nu joacă Burmaz, asta da, ca o întrebare așa, pentru că mi se pare că e un jucător care poate să pună probleme adversarilor. Hasani, nu? Nu mi se pare. Parcă ceva îi lipsește, nu știu ce, în momentul ăsta. Oricum, Rapidul este bun în față, asta e limpede. Aia de patru din față sunt buni indiferent de formulă. Are multă calitate acolo Rapid, dar să spun că nu știu, are mai multă capacitate, nu cred. E calitate multă în față. La mie mi se pare la mijloc ce se întâmplă și în apărare, că nu e... Așa mi se pare, nu știu. Vreau să revedem golul egalizator, golul marcat de Hroma, da. Eu doar întreb, dacă din perspectiva plasamentului și a modului în care se apără, bancul e ok? Unde stă față de Krasniqi, dacă l-așteaptă, dacă nu se duce mai... Vezi? Adică el nu se duce spre adversar niciun moment timp de câte secunde? Vreo 4 secunde. Eu întreb doar. Nu știu dacă face bine sau face rău, Pandi. Dacă trebuia să strângă... Da, să vină mai spre adversar. Sau e ok că el stă acolo. Uite, din momentul în care primește, el nu vine spre adversar. El vine, practic păstrează distanța. Ba, chiar Krasniqi se bagă în el și cumva bancul îi lasă spațiu. Dacă răspuns după ce ascultăm și pe Cristiano Bergodi. Concluzii după această partidă.
Ma un punto, un risultato positivo, dar sì, rimaneme cu gust amar, adică nu că nu am castigat, noi am venit aici pentru a castiga meciul și am întâlnit oricum o echipă care am contracarat bine, cum se poate spune, două mijlocași loro buni și trei în față care au totdeauna sclipire, schimba foarte dese poziție și în primii 30 de minute, prima șansă că au avut, ne-au dat gol, dar până atunci n-au făcut nimic. Și după am avut ocazia foarte bună în prima repriză, imediat cu Asani, asta în fața portar, și după al doilea repriză și cu Popo. Cred eu că în sfârșit am făcut un match bun și după este și acest episod acolo în care eu. Da, dacă ați spus de asta, cum vi s-a părut? Cum mi s-a părut? M-am uitat la faza, cioè, trebuie să ne spună ei care sunt argumentele pentru a spune că nu e penalty asta. Când el trage și mingea l-a luat, l-a prins Laurențiu Popescu și asta îi cade deasupra, adică cu pișorul, cu tot și l-a doborat jos. Să spună ei care sunt argumentele, dar nu e că vorbim de arbitru, dar vorbim de cine e al VAR? Cioè, come è possibile che dopo che hai shootato e sciasta cade deasupra cosa ci non è penalty asta? Da spunessimo voi, da che non è penalty asta. Poi a tu ce ne la samba del football. Pentru că arbitru, e normal, arbitru e greu pentru că oricum a fost acolo, da, cum se poate spune, da. O grămadă de picioare, da. Adică da. Acolo când a dat o aida. Ma dacă a dat o aida, după i-a căzut deasupra, și a căzut pentru că s-a intersectat, nu știu, picioare de acest jucători, nu știu cine era. Dacă nu e asta penalty, atunci ne lăsăm, mai. Oricum mergem înainte, dar nu e posibil. Vorbeați de Hasani, nu intră lui Hasani, deși ajunge în poziții bune de a marca. Băi, Hasani are nevoie încă de sprijin, normal, dar a făcut un match bunicel. Eu nu pot să spun că m-a dezamăgit deloc. Păcate că a avut ocazia asta în prima repriză cu șutul acolo în față cu portarul și dacă trage pe sus, poate că da gol după al doilea cu Papu, ocazia mare. Asta e. Romada, titular astăzi, greșește cumva, pentru că de lângă el fuge Mitriță la gol, dar apoi își răscumpără greșeala și găsește el breșa și îl scrie. Da, a făcut un match bun Romada, pentru că oricum acolo la mijlocul terenului a fost foarte agresiv și, repet, două mijlocași ei plus trei jucători asta în față, oricum au sclipire. Repet, el a făcut un zidul bun împreună cu Răzvan Oaida. Sì, acolo când a dat mingea ne-a ieșit, nu am făcut o preluare acolo la mijloc, după au zis făcut meci acolo pe bancu, bancu a dat Mitriță între timp a intrat și ar trebui măcar să facem acolo un, cum se spune, să încrucizăm fundași, mijlocașii centrali și ajunge mai puține, n-a ajuns, Mitriță e asta, Mitriță e periculos. Reintră Albu în repriza a doua, un om pe care v-a bazați în derby. Beh, vom vedere acum ce spune me, ce facem, dam in tipo impresa, dam primul 11 cu FCSB. Nu, așteptam, vom vedea această săptămână, avem 5 zile și vedem ce se întâmplă. Bădescu, din nou titular, cum s-a bine, descurcat? Bine, bine. Iată, îi pune concurență serioasă lui. Bine, bine, Bost. Bine, no, mă bucur pentru el, pentru că, cum repet, am un lot competitiv și acest copii care a intrat din meciul cu UTA și astăzi a confirmat încă o dată că e un jucător bun. Cum se vede partida cu FCSB-ul așa la prima vedere? Ei vin după rezultate într-adevăr bune, voi și CFR-ul v-ați mai împiedica rezultatele de partea lor deocamdată. Cum pot fi blocați? Da, bine, normal, calendaristic, noi am avut avem două meciuri grele cu Craiova și după acum cu FCSB ne puteam și împiedica, pentru că nu e ușor să castigi aici cu Craiova, că e o echipă foarte bună. Vom vedea, noi încercăm să castigăm cel puțin, pentru că așa se micșoreze și mergem la 9 puncte și după se înjumătățesc la 5, nu cred eu asta. Dar se poate întâmpla orice, un match care pe care și vom vedea, oricum ne vom prezenta bine. Mulțumim tare mult! Mersi, mulțumesc!
Bun, acuz arbitrajul și mai ales acea fază. O să ajungem la ea, dar răspundem la chestiunea cu bancul. Hai să revedem faza golului. Sau face bine ce face bancul? Repet, eu doar am pus întrebare că am fost așa, adică din perspectiva mea ca ziarist, mi se pare că bancul e foarte pasiv din momentul în care mingea ajunge la Krasniqi. Tu zici aici bancul? Nu, pe planul general, în momentul în care Krasniqi primește, bancul stă tot timpul la aceea, adică n-are niciun obiectiv de a se apropia și de a-i crea un disconfort, să spun așa, lui Krasniqi. Adică tu zici că are o distanță, e la distanță prea mare, prea mare de Krasniqi. Exact, da. Și îi lasă spațiu. Știi de ce, Dan, știu, uite aici. Uite, vezi? El în niciun moment nu vine înspre Krasniqi să îl așteaptă. E corect sau nu cum face? Că eu știi întreb de ce doar. E corect? Pentru că în campionatul României o asemenea centrale vine o dată din 124 de cazuri. Am făcut eu o statistică. Ok, Pandi. Din 124 de centrale, nu animește așa. Procedează corect? Eu cred că e destul de corect. Ok. Adică nu cred că era bine dacă ieșea în margine acolo la Krasniqi. Nu se așteaptă, mă, că dată de bine. Dacă ieși în el, nu există asta, dribla. Nu se așteaptă. Da, mă, nu se așteaptă. Există lucruri corecte făcute. Nu, trebuie nu se așteaptă. Să te aștepți. Dar da. Nu, eu cred că le-a făcut. A făcut cum trebuie. Câteva declarații și din partea lui Pete. Vă ascultăm acum. Voi ați reușit să marcați. În a doua repriză ați început voi cu ocazii, au reușit ei să marcheze. Ciudată desfășurarea partidei. В първото полувреме Рапид са имали ситуации, в които да отбележат, но пък вие отбележихте. Във второто обратно, вие сте имали повече ситуации, пък те са отбележили. Нашите бяха много по-чисти. Ситуацията на нашите бяха много по-чисти. И това, което ви казах... Хасани сам с вратара. Моля? Хасани сам с вратара е бил. Нашите бяха по-чисти. Da, ale noastre au fost mai curate. Și matchul stava și drug. Meciul devenea altfel. Și ceea ce vi казах преди матча. Și ceea ce v-am spus înainte de meci. Така те имат доста класни играчи. Ei au foarte mulți jucători de clasă. Și когато оставиш в определена зона човек без преса. Și când lași o anume zonă cineva fără să fie presat. Получихме гол. Atunci am primit gol. Но не можем да върнем нищо. Но потем се антуарчем нимика напой. Още един път повтарям, отбора игра доста добре. Încă o dată repet, echipa a jucat foarte bine. V-a încurcat un pic planurile Mitriță, că a trebuit să iasă, nu mai putea, simțea dureri. Дали ви обърка това, че Mitriță трябваше да излезе, защото имаше болки? Ми, вижте, той е важен играч за нас. Este un jucător important pentru noi. И най-логичното е така без него. Și e logic fără el. Да ни е по-трудно. Să ne fie mai greu. Но ние се умяхме и без него. Dar noi am reușit și fără el. Така да направим още няколко ситуации. Să facem încă câteva ситуации. Така мисля, че владеехме матча. Am avut posiție pe meci. За жалост не успяхме да отбележим. Dar din păcate n-am reușit să marcăm. Andrei Ivan a intrat în partea secundă și l-am auzit mai devreme la Flash Interview. Este încrezător că va putea reveni în primul 11. Dumneavoastră, ce spuneți? V-a plăcut? Andrei Ivan влезна във второто полувреме и той преди малко като даваше интервю, каза, че вярва, че ще се върне в първите 11. Вие какво мислите? Вярвам и аз. Și eu cred, la fel. Bun, am stat și pe Petev. Și acum fazele de arbitraj. Aș începe... Nu, le luăm în ordine, că ajungem și la faza care ne interesează, care e ultima. Minutul 20 este o fază cu o ratare a lui Krasniqi. E adevărat că după ce se termine faza, se ridică Faniu, dar o să vedem și poziția lui Krasniqi, dar atenție și la duelul din careu. Contraatac rapid. Eu aici nu știu cum l-a ajuns Creciu. Nu pot să-mi dau seama. Știi de ce? O explicație? Zici că vine din diagonală și el aleargă drept. Și atunci parcă aleargă aceeași distanță. Prima întrebare. Prima întrebare. Este fault? Nu știu, prima întrebare este, poate fi Craiova prins așa? Poate, da, în momentul ce a fost. Nu? E fault aici? Avem vreo discuție de fault? Deci aici nu se dă absolut nimic pentru că Krasniqi dă în minge. Mie nu mi se pare fault. Da, asta e părerea mea. Bogdan. Cum să dăm un fault? Păi eu întreb, că pot să existe discuții, Pandi. Nu. Adică ai dat penalti sau nu ai dat penalti? Asta e ideea. Din moment ce avem faza asta. Mai degrabă nu, dar parcă nu știu nici intrarea. Practic la ce intri? Păi să-l incomodezi, cum adică? Păi asta zic, și piciorul ăla îl pui pe ce-l pui? Nu-l pui pe direcția de alergare a lui Krasniqi?
piciorul la drept. Se pare că cade de acolo sau de la, de la ce cade? Stai că acum ne uităm cel mai bine, vedem cel mai bine. Mie nu mi se pare că nu. Nu cade de la picior. Cred că mai degrabă vine deja împins de la mâna aia, nu? Parcă se lasă în față de la mâna aia în spate, eu da? Eu n-aș da, Bogdan, n-ar da, tu... Da. Mai degrabă zici că nu. Mai degrabă... Okay. Nu, da. Este și o reluare aici să ne dumirim. De ce e important de s-a ridicat Fanion și multă lume trăiește cu impresia oricum, indiferent că era penalti sau gol, se anula pentru că ridicase Fanion. Nu e așa. Pentru că ridicând Fanionul după terminarea fazei, dacă faza asta se termina fie cu penalti, fie cu gol, intervenea arbitrajul video. Și, mai ales că mie și vreau se pare să vedem reluarea offside. Care arată dacă e sau nu offside. Că a fost o reluare foarte bună chiar cu avem asta. Avem liniile trase. Asta. Linia e trasă de către de var, de teren. Mie mi se pare așa ochiometric că nu e offside. Acum putem să avem surprize, dar... Și mie mi se pare piciorul lui Screciu mai spre, mai, da, spre poarta lui. Bun. Dar incredibil cum îl ajunge. Mai departe, minutul 56, apoi toate fazele sunt din repriza secundă. Avem o fază când Bayram îl calcă pe Petrila. Dar nu trebuie să intre prin alunecare, mă. E o mare greșeală pe care o face și se expune. În fine. Ia să vedem. Tu îți dai seama, pentru, acolo Krasniqi a fost preocupat să tragă cu dreptul, că dacă era preocupat să pună stângul era pe alunecarea lui Screciu, era penalti. E sancționabil ce face Bayram aici? Nu mi se pare. Se pare că are intenție? Tu zici nu se pare. Se pare că are intenție? Dacă are intenție, roșu. Mie mi se pare că încearcă să le evite. Dacă tu zici că așa îl caută cu piciorul, unde o seama? Nu știu. Se pare că îl caută? Cu dreptul ăla îi caută coastele pe acolo. Nu știu, mie mi se pare că... cu stângul calcă. Păi cu stângul calcă. Cu stângul rău, calcă pe mână sau nu știu pe ce îl calcă. Stângul ăla... Nu știu, dacă se pare că îl calcă stângul cu stângul... ăla te salvezi într-un fel, pentru că l-ai pus peste, n-ai văzut mâna aia acolo, cu ăla vrei să, dar cu dreptul ăla îi dă una... Nu știu, mie nu mi se pare că... Deci cu dreptul ăla îl bubuie mai tare. E sancționat? E sancționabil ce face Bayram aici? De galben sau mai mult? Întreb, de-aia am pus faza. Galben nu poate fi, ori e roșu, ori nu e nimic. Poate să fie galben, de ce să nu fie galben? Aici spun ceva, este aproape imposibil să sancționezi lucrurile astea, doar dacă ai fost acolo, dacă știi, dacă miroși ce e acolo, ba, dar pe miros nu poți să dai nimica. Eu cred că vrea să-l bubuie puțin. Okay. Deși se uită, o să-mi zică cineva, domne, dar se uită în stânga, nu, băi, tu când faci alea acolo, tu știi unde e ăla, îl simți cu picioarele, simți. Mi se pare că no, da, tu știi, Bun, mai departe. Nu poți să-i dai nimic aici, că nu poți să demonstrezi niciodată care are o intenție la ce vezi. Mâna aia e o calcă, dar fără să vrea și cu dreptul ăla. Fază fixă problemă. Pentru în repriza secundă, pentru Craiova. Duel între Albu și Bayram. Bayram care iese cu nasul spart din de aici. Păi iese de la capul lui Albu. E ceva sau nu? De faptul că s-a dat la afarul cu FCSB nu înseamnă că trebuie tot. Da, prima dată întreb dacă e ceva. Aia este o porcărie îngrozitoare. Pui pe daua acum? Nu e nimic. Nu. Eu nu e nimic. Prima dată întrebam de vi se pare, evident că ziceți că nu e nimic. După care mă întrebam dacă faza asta seamănă cu aia. Seamănă, sigur. De asta am și luat-o, că altfel n-aș fi luat. Că zic ei că n-au greșit, ați fi să vă luat. Aici ce ai putea să spui? Aici vine mingea, Bayram dă cu capul în minge. Da. Și Albu care n-atinge mingea. Nu dă Bayram cu capul în minge? Albu care n-atinge mingea, îi dă una în cap lui Bayram, nu? Știți ce nu știu aici? Dacă cumva mingea îl atinge și pe Albu. Nu-mi dau seama foarte bine. Înainte pe sau după ce dă Bayram? Înainte. Înainte nu cred că îl atinge. Cum se atinge? Și dacă dă după, atinge după, nu mai contează. Cred că îl atinge și acolo pe Albu. Acolo daua este în spatele lui Popescu. Da, Popescu. E viceversa poziția, da. Nu? Da, nu, dar aici, dacă joacă doar Bayram, dar nu-mi dau seama foarte bine, atunci putem discuta că e o fază ca aia. Dacă atinge și Albu... Aia nu. Dar mie mi s-a părut că seamănă și atunci am zis... Păi chiar seamănă, numai că... chiar seamănă, da, de asta zic că... Nu pot, trebuie să ne raportăm tot timpul la faza aia, pentru că aia a fost o greșeală. Că ei nu vor să o recunoască, e treaba lor. Păi nu, dar știi ce e corect să te raportezi? Chiar dacă nu e același arbitru? Pentru că vezi totuși cum se judecă
în același campionat faze cât de cât asemănătoare. Și în justiție două crime, unul primește 8 ani, cealaltul primește 3. Asta nu înseamnă că schimbăm noi ceva în arbitraj. Noi comentăm aici în emisiune, că ăsta e rolul nostru. Nu înseamnă că luăm capul cuiva sau, mă rog. L-am luat, dar nu putem. Eu aș lua, dar n-am cum. În minutul 80, avem un posibil... nu, asta a fost faza din minutul 80, pardon, am greșit eu. În minutul 85 este faza la care făcea trimitere Bergodi. Și l-ați auzit și pe Albu, pentru că probabil toți de la Rapid au revăzut faza după finalul meciului. Îl avem pe Oaidă, care trage la poartă, după care există această intrare a lui Maldonado. Și acum păreri. Aici se poate da penalti. Așa mi se pare. Știi asta cu se poate? Da, pentru că, nu se dau uneori, dau, alții nu dau. Este sau nu este că așa se poate? Eu aș da penalti. Înseamnă că ești la mâna unui arbitru care... Eu aș da penalti. Deci tu zici penalti. Da. De ce? Pentru că intră la, la mijlocul terenului, ai dat galben pentru intrarea asta? Mingea este încă în joc când el îl spulberă pe Oaidă. Asta e părerea mea. Și dacă se întâmplă la mijlocul terenului, asta dai galben. Eu așa cred. Nu dai galben la mijlocul terenului? Nu e faul de galben? Se pare că nu e faul de galben? Da, da, aici e un pic diferit. De ce? Mingea era în brațele portarului. Și? La mijlocul terenului. A, nu poate să mai continue acțiunea. Nu știu, zic și eu ca argument. Eu zic că nu poți să intri așa, pentru că într-un motiv foarte simplu. Pentru că dacă intri de 10 ori așa, odată îi rup piciorul. Deci tu zici penalti. Pane, tu ce zici? E foarte urâtă intrarea și n-are nicio... Noi, mă. Ce, da, cu, de ce bagi alea pe acolo, alunecările alea, ce, uite piciorul cu dreptul ăla. Deci dacă intri de 10 ori așa, odată îi rup piciorul? Din 10, la 10 intri de asta, odată îi rup piciorul? Se rup și de vreo 2-3 ori. Ah, că mai mult de dată, am înțeles. Argumentul că e penalti, știți care poate fi aici? Care? Că intrarea asta e de cartonaș galben? Eu zic că da. Da, e atunci e penalti. Da. Și știi că era mai mult, asta este mai mult decât o intrare. Este eu de-aia am întrebat. Știi când era Balaj aici la noi și mai învățam și noi de la el chestiuni mai subtile de. Spunea așa: în care eu se întâmplă de multe ori că atunci când atacantul trage, să existe un contact ulterior după ce dă minge. Se sancționează cu penalti doar atunci când intrarea este de cartonaș galben. Dacă e o intrare contact care nu presupune un cartonaș galben, nu se dă penalti. De asta am întrebat aici dacă vi se pare că e de galben. Se pare că e de galben. Și mie mi se pare că e de penalti. Mi se pare că e urâtă intrarea asta, rău. Bun, l-ați auzit pe Bergodi spunând nu acuz arbitru de centru pentru că acolo erau mulți jucători, faza a fost încălcită, nu și-a dat seama, îl acuza pe arbitru VAR. Nu intervine. Nici pe Iulian Călin nu poți să-l acuzi. Iulian Călin, de ce? Cum? E candidat, n-ai, cum să-l acuzi? Am luat o razna. Mă ești dar din ne partid... batem pe burtă. Atenție cu el. Atenție că mă ești din partidul care l-a ofertat și pe Șucu să candideze. E, nu e, mă, nu. Asta mi se pare. A greșit Bergodi, îl dă afară. Bun. Tu aici crezi că poate să vină Vasara atunci să găsească un argument pentru care Iulian Călin nu intervine să dea penalti? Zic că, bă, nu e o intervenție corectă, ea de felul e așa. Bogdana, ce relevanță are că Vasara s-a venit cu niște explicații câteodată de... Dar, să aduce aminte zic, cum a început sezonul ăsta? Nu ne putem raporta la nimic. Eu trebuie să am... cum zicea și Newton, un punct de sprijin ca să pot să fac ceva. Eu n-am niciun punct de sprijin în această problemă a arbitrajului. Mâine vine Xuescu și spune că aici nu este nici vorba de penalti. Ba chiar Wilder calcă puțin pe Maldonado cu piciorul. Deci noi ar trebui să avem, bă, pe cine recunoaștem? Cine e? E Vasara, teoretic, care îmi spune, bă, aici nu e penalti. Sau... Și data viitoare, peste trei etape, când se întâmplă la fel, eu zic, bă, pentru că acolo n-a fost penalti, deci aici nu e penalti, nu? Da, dar eu sunt curios să vedem ce ar zice italianul, de ce s-a dat penalti acolo. A, tu unde? Pe Inter marșezi. Eu pe, da, de ce s-a dat penalti? Să o fi și acolo regula că la noi te-ai duci la VAR, indiferent ce vezi penalti. Băi, n-am mai văzut de multe, eu nu am mai văzut în toate campionatele. Cred că n-a inventat-o Vasara pe asta. Cred că l-a spus tuturor, bă, dacă vă cheamă ăla la VAR, nu râdeți de el. Te duci și accepti. Eu așa cred, am mai văzut tu în campionatul Germaniei. Mai bine decât voi să. Nu știu, am mai văzut undeva în campionatul Germaniei, în Italia, în Spania, am văzut undeva să cheme și a zic că nu e, mă, ce zice la. Păi, acum nici nu vedem toate meciurile cum le vedem în România. Nu ne că ar mai putea să mai fie, dar l-am văzut pe ăsta, l-a chemat și i-a dat. Păi, a considerat că e. Deci lumea a început să urale, dar ascultă meciuri. Îl cheamă la VAR, ăia care știu că se va da penalti, gazdele ăsta. Ce încep să zbresc în urare dacă îl cheamă la VAR, că știu că se va da penalti. Mie mi s-a părut foarte interesantă faza, că s-a petrecut și în seara asta, este extrem de asemănătoare cu aceasta. Nu s-a dat penalti în timpul meciului. Eu nu stau niciodată cu prima etapă aia, mă, că dă FCSB gol, după aia ăla e valabil.
la Craiova. Prima dată de Ștefănescu. Da, se anulează că e offside și după aia la Rapid. Și după aia asta e, băi, aproape identică. Și Vasalas prezenta argumente că ambele sunt corecte. Că nu era ăla, că era unghiul un pic tangent. Rapid, minutul 86, se poate lega bine de tot de faza asta. Da, Pandișor, da, Dane, pentru că încă o dată, tu ai 6 ocazii mari. Păi dacă, eu tu zici că nu contează, eu știu ce zici tu. Înțeles, păi dacă lui Inter nu dădea penaltiul ăsta, crezi că era o problemă, deja avea 1-0 sau 2-0. Nu, o să facă 4-0. Faza de la Inter am prezentat-o nu din perspectiva meciului cu Genoa, din perspectiva situației. Arsenal avea încă 4-0 minutul 20. Crezi că pe aia mai interesează că nu a dat un penalti, că l-a călcat pe... cu tare pe Saka, nu mai interesează. Dar când tu... De câte ori a scăpat, Bandi? De câte ori ai scris? De 4 ori? De 5 ori? De câte ori au avut-o? Nu o dai? Normal că te deranjează, că puteai să o dai aici. Dacă avea 2-1 Rapid, mai erau supărați așa tare că nu s-a dat faza asta? Te dar nu e 2-1 pentru Rapid. Păi nu e pentru că, dar de ce nu e 2-1? Pentru că tu nu poți da niște goluri. Dar nici nu pot să fiu de acord că dacă eu ratez 10 ocazii... Eu nu vreau să exonerez pe nimeni. Trebuie să mă dezavantajez de arbitru. Nu, așa fără merg lucrurile. Discuție, nu, fără discuție că nu. Da, discuțiile nu se exclud una pe cealaltă. Sigur că nu se exclud. Putem discuta, Rapid a ratat prea mult. Rapid trebuie să fie mai atent la final. Dar la noi, din păcate, se întâmplă, tot focusul este pe arbitri, pentru că, de regulă, tu, echipa X, nu voi fi la cazul ăsta, sau nu joci mare lucru. Și atunci ce faci? Te duci la faza aia de penalti. Nu știu, încoată. Nu înseamnă că arbitrul trebuie să dea ce este. Nu înseamnă una, înseamnă alta. Eu, după părerea mea, aici este penalti. Asta cu arbitrii că doar la noi se pune presiune, nu există. Patronul Nottingham Forest a coborât din tribună și l-a fugărit pe tunel, pe vine central. Vine mă la din Turcia, a dat un pumn în cap. Prezident, despre ce vorbim? L-a scos pistolul. Și Savidis a intrat cu pistolul. Deci, hai că totuși în România, bine că nu suntem chiar atât de departe. La noi nu e nimic. Discuții. Da. Și pe declarație. S-a terminat. Mâine bă, nu, discuții și râd de noi. A, da. Înțeai, nu că... Deci nu e chiar așa. În fine. Concluzia meciului, Pandi. Rapid câștigă un punct sau pierde două? Cum l-ai trece? La caiet așa. Pierde două, Craiova câștigă un. Rapid pierde două puncte. Craiova câștigă un. Craiova câștigă un. Bun, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și o să vedem și clasamentul și o să vă spun cele trei situații cum se poate pleca la startul play-off-ului. Atenție că în acest moment Rapid nu e sigură de faptul că va intra de pe locul 2 în play-off. Interesant, imediat după pauză. Am revenit în studio la minutul 91. Spuneam că să ne uităm și pe clasament. Mai este o etapă, adevărat o etapă importantă, că se joacă, primele două clasate joacă între ele. Se joacă pe arena națională. Nici nu știu la cine va fi acasă în meciul ăsta, ca să zic, așa că mă puneam să spun Rapid joacă acasă. Nu știu dacă e chiar așa. În fine, sâmbătă avem Rapid FCSB. În momentul ăsta, 12 puncte între FCSB și Rapid. Vă spuneam înainte de pauza comercială că Rapid nu este sigură de locul 2. De ce nu e sigură? Pentru că CFR are două puncte în spate. Are nevoie de cel puțin un egal să termine pe 2. Pentru că la meciuri direct a câștigat ambele meciuri cu CFR. Craiova e sigură de locul 4 și, mă rog, locul 5 și 6 se joacă. Acum, sunt trei variante de distanță la startul play-off-ului între FCSB și Rapid în funcție de ce se întâmplă sâmbătă. Varianta în care meciul se termină egal, evident că vom avea 65-53, adică 6 puncte între cele două, ambele cu rotunjire. Ceea ce înseamnă că la finalul play-off-ului, dacă echipele vor fi la egalitate, FCSB va avea câștig de cauză pentru că trebuie să spunem chestia asta. Are mai multe puncte sezonul regulat. Până sunt ani de zile, câțiva ani de când ăsta este principalul criteriu. Da. Primul criteriu este rotunjirea, dacă există sau nu, iar al doilea criteriu este... Dacă se termină remiza, ar exista la ambele rotunjire. Da. Și ar fi 6 puncte diferență. Bun. Dacă va câștiga Rapid sâmbătă, atunci Rapid face 55 de puncte, FCSB rămâne cu 64. FCSB intră cu 32 fără rotunjire, Rapid intră cu 28, cu rotunjire ar fi doar 4 puncte, dar cu rotunjire 5. Pentru Rapid. Oricum e rotunjirea, nu? Cum? Oricum e rotunjirea pentru FCSB. Adică nu. La egalitate FCSB-ul numai câștigă. În cazul în care FCSB are punctaj par și Rapid impar când se termină sezonul regular. Deci dacă... Nu, sezonul regular, dacă ambele sunt la fel... Dacă sunt la fel, așa nu poate să fie, dacă vreau între ele bate, nu mai pot fi la fel. Păi nu, asta am spus. Doar în caz de remiză sunt la fel. Rapid, da. Dacă va câștiga, da. Va intra la 4 puncte în spatele FCSB-ului. Dar dacă la finalul campionatului termină legate de puncte, tot FCSB va fi campion. Da. Și mai avem scenariul al treilea, când bate FCSB. Dacă va învinge sâmbătă, atunci vor fi 8 puncte diferență
La cu rotunjire, la rotunjire. Cu rotunjire pentru FCSB. Astea cele, deci fie 4, fie 6, fie 8 variante. La 4 crezi că se joacă? Și la 8 nu se mai joacă? Eu cred că la 8 nu se mai joacă. În sensul că se joacă. E complicat, hai da? Eu la 8 e foarte complicat, la 4? La 4 se joacă. La 4 se joacă, nu? 4 ce înseamnă? 4 înseamnă, mai sunt și două meciuri directe, nu mai spun de alte meciuri. 4,5 puncte. 4,5, da. La 4 înseamnă că Rapidul depinde de... Bun. Ca aici vreau să ajut. Deci admitem cu toți că cum trebuie jucat din perspectiva Rapidului meciul de sâmbătă? Să-l câștige. Sau cum? Adică la să riști... la asta mă referam. Cum face echipa, cum riști, cum... Că multe meciuri te gândești, nu e rău niciun deci egal... Deci dacă face egal... 6 puncte. 6 puncte. Curate, da? De ambele, da. Deci ai 6, 4, 8. Nu, ai 6 jumate, practic, pentru că FCSB are și avantajul punctelor din... Deci dacă deci tu recuperezi 6 puncte, tot pierzi campionatul. Deci ai 7, să zicem. 7, nu, cu 7 ai câștigat, ai 6,5. Ai 7 ca să câștigi. Da. 8 ca să... 9 ca să câștigi. Nu, 8 ca să câștigi, că acolo are... 8 ca să câștigi, deci 8 ca să câștigi, 7 ca să câștigi, sau 5 ca să câștigi. Da. Ar trebui să bagi materiale. Da, eu mi se pare că, cred că greșiți. De ce? Da? Pentru că eu, adică zici că un egal? Nu, ascultă-mă ce spun. Nu știu de ce, pentru că nu cred că trebuie să riști. Pentru că FCSB-ul abia așteaptă treaba asta. Eu cred că FCSB-ul nu știe să se apere. Crezi tu că FCSB-ul poate să-și joace... Nu, stai puțin. Nu înseamnă să riști să stai acum... Să te uși peste ei. Nu, dar are doare pentru că FCSB-ul va ataca. Ascultă-mă ce spun. Să faci o tactică în care să câștigi meciul. Da. Asta spun. Aia, da, o tactică să nu acum... Stai puțin. Păi tu ai dreptate. FCSB-ul asta așteaptă. Tu să vii cu fundașii pe la centrul terenului. Aia, nu știu pe ei. Te omoră. Și după aia să te omoare. Dar tu trebuie să faci o tactică. Da. Să câștigi meciul nu se face egal, după părerea mea. Pentru că eu cred că FCSB-ul nu știe să se apere joace la 0-0, joace la egal. Eu nu cred că știe. Eu n-aș zice asta. Zici tu că știe? Că a învățat? Câte goluri a primit FCSB în anul ăsta? Puține, dar pentru că nu joacă, n-au ia mingea, nu pentru că se apără ei. Poate și pentru că faci așa natură încât adversarul nu te poate pune în dificultate, nu? La asta cam au ajuns, Dan, ei. La asta au ajuns. Au făcut până acum, au băgat frica în toți și nu are nimeni curaj să facă absolut nimic. Nu au curaj să joace cu FCSB-ul de frică. Pentru că au văzut că de-a lungul timpului... Rapid trebuie să aibă frică? Nu cred. Totuși. Păi te numești principala contracandidată Rapidului la FCSB? Asta spun, că trebuie să facă o tactică, dar să fie și atenți. Că dacă vin cu fundașii și ce fundași au ei pe la centrul terenului, cred că au o mare problemă. Eu m-aș inspira din meciul în deci care, și cu Olaru, fără cei mai buni oameni, Petrila și cu... cine? Cu Rahmani. Rahmani, e omorât pe arena națională. Acum ne-ai bătut 2-1, ce-i omorât. Ai stat liniștit pe la... Cine a jucat? Borja Vai sau cine a jucat? Borja Vai și Papua, da, golul ăla cu Borja Vai, e omorât. A jucat în stânga. Ai avut bine, a jucat fără vârf, aia a fost norocul lor, de-aia spun. Da. Atunci am și spus la meciul ăla, ăsta s-ar putea să fie norocul lor. Fundașii centrali de la FCSB n-au oameni, tot timpul vii din linia a doua, direct pe ei în alergare și aici s-ar putea să nu le convină, să aibă o problemă. Și până la urmă, o să intrăm imediat în discuția de FCSB, că sunt lucruri de comentat. O singură remarcă aș mai avea pe clasament. Diferența foarte mare dincolo de puncte, evident că trebuie să vină de undeva, uitați-vă la numărul victorilor. Pentru că dacă te uiți la golaveraj, ok, și la numărul de goluri primite e o diferență. La goluri marcate, CFR are același număr de goluri marcate. Da, dar acolo dar cu CFR-ul la, și la goluri primite cele mai puține. Dar la victorii este o diferență mare între FCSB și celelalte echipe. FCSB stai puțin și la, la înfrângeri, ai că nu cu 5, dar cu 3 cu 5 nu e mult. Nu, 3 cu 5, dar față de Rapid ai 5 victorii în plus. Deci ultimele 3 victorii au fost la limită. Cred că sunt o grămadă de victorii la limită. Nu le-am stat să le număr. Și ce relevanță? Nu, nu. E Barcelona de anul trecut. De mine, foarte bine, dar nu e ușor. Barcelona cred că a avut 10 sau 11 de 1-0. Barcelona de anul trecut. Da. Cam așa. Când toată lumea era super mulțumită și anul următor... Spun ceva, știi de ce e FCSB în poziția asta? Pentru că anul ăsta n-a vândut pe nimeni. Mă refer important, nu la Cordea sau... Pe cei doi oameni pe care, dacă îl vindea pe unul dintre Coman sau Olaru, probabil că nu erau aici. Asta este părerea mea. Anul ăsta FCSB nu l-a vândut decât pe Cordea, nu mai știu, mai spuneți-mi voi pe cineva. Dar ți se pare că au luat mai bine? Adică l-au vândut pe Cordea, au luat un milion bine, jumate? Nu, au luat pe Băluță mai bine? Adică au ieșit mai bine din schimbul ăsta, Cordea... Nu, și Cordea avea momentele lui bune. Băluță pare și, mai ok. Și cu Cordea, nu? Nu, n-avea? Avea și Cordea momentele avea bune. Momentele da, Cordea bune. Când juca meci de meci, la un moment dat era jucător la foarte bun. A fost națională, nu? După care nu mai îl băga și Cordea da. Trăia din... Deci asta zic. Eu zic că FCSB este aici pentru că nu și-a vândut jucătorii exponențiali. Asta este părerea mea.
Probabil că un 3 milioane putea să ia oricând pe Olaru sau pe Coban. Probabil. Bă, n-a luat. Nu i-a dat. Și pentru și până și la atunci, urmă... asta este rezultatul și i-a mărit leafa, oamenii sunt mulțumiți, joacă de multe ori împreună, au încredere pentru că campionatul ăsta sunt foarte buni, nu știu ce ar face afară, probabil că nu mare lucru. Și de asta sunt pe locul tâi. Și vedem un lucru, jucătorii care au intrat, au fost schimbați pe tot parcursul campionatului, au jucat spre slab. Da, da, pentru că nu Miculescu, Octavian Popescu, cine mai vrei tu. Jucătorii care au jucat aproape 90 de minute, schimbați doar așa că era ceva, sunt cei mai buni de pe teren. Da, șut, fundașii centrali. Șut, Olaru, fundașii centrali, Coman, Radunović, fundașii centrali, de jucătorii care au jucat de la început până la sfârșit, n-au jucat din anumite probleme, da, extra fotbal, sunt cei mai buni. Ceilalți, niciunul nu... Știi cine? Întotdeauna mă gândesc când joacă FCSB, dacă este Crețu titular, ce meci va face Crețu? Nu știi niciodată. E imprevizibil, nu? Deci cu Petrol a fost ohnă când ai uitat. Dar n-ai cum să nu-i dai galben la... Nu, dar nu înțelegi. Bă, dar nu înțelegi de unde să-l iei. Când joacă, de zici că nu-i el... Dar un singur lucru. Nu poți să-i reproșezi niciodată absolut nimic. Dar nu vrea prea mult și întunecă judecata dorința asta și face prostii mari de tot. Mă, dar ne schimbați, l-amintești? Eu mi-l amintesc la Rapidul ăla. De mult, a jucat puțin, vreo 10-12-15. A jucat niște meciuri. A jucat niște meciuri. Mi-aduc aminte atunci. E mult diferit față de atunci. Eu nu mai țin minte de atunci. Așa, agitat tot timpul. Exact asta, nu s-a schimbat absolut deloc. Agitat tot timpul și face orice să nu treacă la de el. Dar e un om, uite, vezi că nu poate. Vrea să scape de el. Nu vrea. Tot vrea. Ba nu da, vrea ba da, păi, de cum adică? Pe care scapă adică? De cine? Nu vrea, adică. Nu știe ce să facă. Îl îndoie și pentru că nu știe când joacă Vrei să scap de el, dar când te uiți, când îl bagi 10 minute și îl vezi cum joacă, nu mai ai cum să-l dai la o parte. Dacă ar fi să faceți cotele la pariu pentru meciul ăsta, cum le-ați împărți? Că nici nu le știu eu acum. Rapid 3 la victorie... 3 și 10 la egal, 2-25 FCSB. Ok, Panditu, cum zici? 3 victorie, 2-80 egal, 2-25 FCSB. Ia să vedem dacă le găsesc. Uite că sunt. 2-65 rapid. Înseamnă că e favorită. Sunt mai buni. 2-75 FCSB. Asta zic, e favorită, da? Da. Și 3-3-10 egal, deci, practic, adică egalul e cel mai puțin, greu. Cel, da. Mai, cel mai greu de realizat. Nu, cel mai ușor. Că dacă are cota... Nu, cel mai greu. Ah, cel mai greu, pardon, da. E greu să fac, că deci cel mai probabil bate rapid. Mare. Cel mai probabil. Cel mai probabil, da, aici bate rapid, da. Și eu credeam... Chestia asta spun eu, pentru că ele se fac automat. Da. Și rapid are foarte multe victorii în ultimele întâlniri directe. Nu, și nu asta se fac automat. Ba, nu cred că, ci crezi că bagă cineva cu mâna asta, se le modifică ulterior. Este un algoritm probabil care ține cont de mai multe criterii. Da, l-au băgat că se formă de moment, absențe, arena. Une se joacă, pe totul contează. Național Arena? Totul contează. Unde? Cum? Oricum trebuie precizat pe Național Arena că suporterii FCSB care vor lua bilete în altă zonă decât cea peluzei, nu au voie să vină cu însemne, trebuie să știe chestia asta. Da, da, înțeleg. Să nu se mire. Primesc o peluză întreagă, 8.000 okay, de locuri. Ok, dar poate adică... nu mai poți să vii să stai, dacă ții cu FCSB și trebuie să stai și vei să vii cu fular și steag, tu stai în peluza aia, nu poți să zici la a doua. Ceea ce e foarte normal. Și de acum acolo ce se întâmplă? Fiecare primește câte o... Nu? Nu? Doar la meciul ăsta aici și a fost... s-a terminat. Nu, aici Rapid e obligată să dea cel puțin 3.200 sau cât vine okay, incapacitate. Ok, de ce dă 8.000? Pentru că așa a decis Rapidul. Asta spun, dar au făcut o înțelegere ca la următoarele două meciuri, nu, pentru asta că se joacă două. A propus prima deci, Rapid. Deci asta spun, ăsta și gata, s-a anulat totul. E posibil totul. Să se întâmple la meciul următor să fie o reciprocitate pe meciurile din play-off. Dar în momentul ăsta nu există. Asta spun, există deci meciul ăsta nu a făcut legătură cu meciurile din play-off. Crezi că vin la fel de mulți oameni pentru că a fost acest egal... La fel de mult o să vină acum, decât dacă bătea Rapidul, nu vreau mai mulți? Eu cred că da. Crezi că se umple? Cred că vor fi cel puțin 40.000 de spectatori. Dacă n-ar fi 40.000 de Rapid, să-ți dau argumentele mele. Să-ți dau argumentele mele. Știu, înțeleg și chestiunea asta, că în România suporterul e de rezultat, din păcate. Adică echipa merge bine, adversarul e atractiv, merge la stadion. Dar la Rapid e puțin diferit. Dar Rapid e puțin diferit. Suporterii se ia 14.000 care vin pe Giulești, aia fierți. Atenție! Rapid, câteva argumente diferit. De ce cred eu că stadionul va fi aproape spre plin. Eu nu cred că va fi plin. 1.
variantele de mai devreme și ce înseamnă pentru Rapid o victorie, că intră în joc la titlu serios la 4 puncte totuși după, da? Deci dacă nu vii acum, când mai vii? Exact, dacă nu vii acum, când mai vii? Ai meci cu FCSB, adică e sâmbătă seară, ora 20, vremea de afară. Ce vrei? Stadion. Ce vrei mai mult? Mi se pare că totul n-ai, n-ai niciun argument să nu vii la meci. Dacă ai cerut, au cerut, că de asta au zis că mergem acolo. Că avem 40.000 de cereri de bilete. Mi se pare că adică nu ai niciun argument eu să zici că nu vreau să merg la stadion. Așa ar trebui să fie. Eu nu cred. O să vedem. Dar nu crezi de ce? Că nu pentru egalul ăsta? Nu, da. Că nu se găsesc atât de mult sau ce zici, 40.000 sau ce? Nu e ușor să vină la meci, mă. Încă o dată, Rapid este o echipă extraordinar de iubită și are niște fani fantastici, dar baza lor mare sunt aia 14.000. Păi, Șucu a zis că care vine acolo. Adică tu zici că nu găsești 40.000. Șucu a spus că de-aia ne mutăm acolo pentru că sunt 40.000 de cereri. Să vedem. O deci să o trăi și o vedea. Deci eu nu cred că va ar trebui să fie ochi stadionul. Așa mi se așa cred și eu. Așa stai, deci sunt 45.000 de locuri, cel puțin. În sensul că se vândă toate biletele tipărite pentru meciul ăsta. Și câte sunt alea? Spre 48 de mică. Păi nu, că sunt în zona tampon acolo, deci probabil hai că... să zicem 40 și cu 8-ul ăla, da, 48, da, 40 de mică. Ok, o să vedem, dar sunt tare curios. Sunt tare curios dacă va fi 40, 40 minim 40, eu cred că ar trebui să fie 40. Eu așa cred. Sunt curios, eu sunt sceptic, să vedem, nu zic că nu va fi, sunt sceptic. Bun, la FCSB, discutam noi aseară, Pandi, cine va juca în locul lui Ingezana? Și ai văzut cine joacă. Lampard. Da. Ovidiu Popescu. Cred că și Mihai Stoica a fost mai devreme în emisiune și el a indicat motive pentru care n-ar fi varianta Chiricheș și de actualitate acum. Cum să face Chiricheș, mă? Trebuie să fim... Păi, dar trebuie să fim ce? Cum? Să-l bagi direct după 6 luni? Păi, titular? Hai să ne uităm la Lampard să vedem câte meciuri are Lampard în ultimele șase meciuri. Câte minute are jucat? Nu știu. În ultimele 8. Ia, o să caut eu. Deci, îți spun eu, în ultimele 7 sau 8, dacă nu greșesc, nu are sau se apropie de 120 de minute. Nu e mai bine decât nimic după timp de 6 luni? Deci, păi, stai puțin. În ultimele 4 meciuri, cred că a fost rezervă și are 2-3 minute, ceva de genul ăsta. Deci are cam în jur de 120 de minute. Deci, odată 90, 180 de minute. Nu, odată Ovidiu 90, Popescu are așa. 46 de minute. Asta e că... Nu m-am uitat eu bine. Încep cu 46 de minute ăla. Aseară a intrat? Nu. Nu cred. Rezervă, nu? Ovidiu Popescu, bun. Aseară, rezervă neutralizată. Da. La Voluntari, 7 minute. Da. Rezervă Botoșani, neutralizată. 9 minute. Da. Ucluj, FCSB integralist. Da, 90 FCSB Sepsiș 28. Da. FCSB Faru 10. Da. Craiova FCSB 15 minute. Da. FCSB UTA rezervă, bine, asta da. Da. Nu, anul ăsta FCSB UTA rezervă. Da. Poliaș FCSB deja de anul trecut 45 de minute. Nu, anul ăsta nu ne mai ducem, anul ăsta. 200 de minute, mă. Se pare puțin. Anul ăsta 200 de minute. Nu are 20 de are 120, are două meciuri. Nu are două meciuri. Ia domnule, cât are? E simplu, 7 cu 5, cu 15, 27... 90 cu 10, 100, 143 și cu 16. 160 meciuri, din câte? Pe câte s-au jucat până acum? 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Deci tu n-ai 2 în 8 și mergi pe... Nu, câte are în ultimele 5 astea? Păi, are puțin, are coată, foarte puțin. Nu înțeleg ce să-mi spui. Vezi să-l bagi pe Chiricheș? Păi de ce să nu-l bagi? Pentru că nu mai știe să stea în picioare. A, poate nu fi bine. Nu, că nu știe să stea în picioare. După 6 luni când n-ai jucat, nu. Atunci trebuie să stea vreo 2 ani de zile. Dacă... 2 ani, dar nu poți să începi în derbiu, derbiul cu el. Nu, înseamnă că nu e 100%, poate. Nu știu, ceva e. Nu e deloc în calcul atunci. Da. Eu nu păi hai să-l băgăm, de, știi cum pare? Hai să-l băgăm la 2-3-0, da. Ca să-l vedem că ne permitem dacă el nu poate să facem vreo schimbare. Cam așa vine, nu? Cam așa, da. Dar nu ai cum să vii să spui că Lampard joacă ultimele 8 meciuri titular. E un jucător care stă în teren. Da, bă, nu e normal, a mai jucat fundaș. E un jucător care nu joacă în ultimele 8 meciuri. Ce importanță are? Cum nu juca fundaș central dacă juca deci fundaș central? Lampard care în ultimele 8 meciuri nu joacă e mai bun decât Chiricheș care nu joacă de 6 luni. Da, nu, el joacă un pic în ultimele 8 meciuri. Chiricheș nu joacă de 6 luni nimic. Da. Okay. Asta e părerea mea, nu știu, poate să greșesc. Nu, eu cred că nu e 100%, asta cred. Chiricheș nu e 100%. Deci poate va fi Ovidiu Popescu Daua. Deci tu nu ți-ai permis, fii atent aici, nu ți-ai permis, n-ai avut încredere în el, ni să-l bagi aseară. A spus Becali și asta.
Că era 1-0, de aia nu l-am băgat. Păi vezi, că dacă era 2-0, n-am fi băgat. N-ai avut încredere să-l bagi aseară. Dar tu ai încredere într-un jucător care n-ai evoluat 6 luni de zile? De Bruyne la Manchester City a intrat din prima 90 de minute? Deci când mai intră? Nu-mi amintesc deci că ai intră într-un sfert de oră când poți. Dacă are FCSB 0-3 cu Rapid sau 3-0 cu Rapid, atunci îl bagi pe Chiriche și vezi ce joacă și cum joacă. Ah, okay. Te întreb de Bruyne. După ce a stat 5 luni, a intrat din prima... A intrat din prima și a dat gol. A intrat din prima și a dat gol. 75. Da, a dat din prima gol, zici că nici n-a lipsit niciodată de Bruyne. Pandi, a intrat în minutul 75. Nu a intrat în minutul 65. N-a intrat din startul meciului. Nu mai știu exact. Sigur, dar a dat gol la meciul. Da, cum a dat gol? A fost introdus într-un meci de cupă. Din a tras, a dat un gol. În campionat a intrat și a dat gol. Da, 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 n-a intrat. A intrat după pauză. Nu a fost titular, da. Pentru că a spus Guardiola că nu poate să-l dea. Dar nu ți-ai dat seama că el a lipsit. Nu, păi nu știi că discutam. Păi discutam. Nu era nicio... Era oia care jucau meci de mici, erau mai slabi decât el. Acolo nu ți-ai... Dar să spun că n-ai încredere în el și poate nu e 100%, cred că asta. Pe el băgai aseară. Da? Ia să-l scot pe Inghezana, să-l bag pe el. Da. Eu zic că astea sunt dintre problemele FCSB-ului, pentru că, încă o dată, ce anume? Cuplul ăla de fundaș central mi se pare unul dintre punctele forte. Îl vei schimba acum cu o dată cu apația lui Chiriche și nu știu dacă asta e bine. Mai degrabă, după părerea mea, este rău. Da. Dar cine schimbă o dată cu apariția lui Chiriche? Crezi tu că nu o să joace Chiriche deloc? Stai puțin, eu am spus că am discutat asta, nu cred că era... Da, că o să ia Ghezana galben acum cu Rapid, să stea el în prima etapă, ok. Nu, eu am spus așa, Chiricheș, cei doi erau la linia suspendării, ia unul galben, da, intră Chiricheș, eu luam varianta asta. Da, acum, și acum să spunem că intră acum Chiricheș, da? Da. Să zice că ar intra Chiricheș. După care ia Daua... perfect. L-ai scoate din echipă? Păi nu. Și întrebam noi pe cine? Pe Daua? Îl scoți. Cine e ăla pe care îl scoți dacă intră Chiricheș? Eu nu m-aș atinge de cupa sau Inghezana. Eu nu m-aș atinge de cupa de fundaș central. Păi nu te atinge, dar uite că se ating ei singuri, că și unul a luat galben, stă când pe bară. Fundaș central, mai se întâmplă să iei 4 galbeni, nu da, e da, o dacă cifră. Nici așa... Deci vezi că noi am pus în calcul dacă ia cineva cartonaș galben, intră Chiricheș. A luat cineva cartonaș galben și nu intră Chiricheș. Și nu intră Chiricheș, da. Știi că discuția așa era. Iar varianta cu situația aia că o să ai 2-3-0 prin play-off, mă cam îndoiesc o să fie situația. Păi 0-3. Nu prea... Sau 0-3. Hai, dar ce, îl bagi pe Chiricheș la 0-3? Păi să l-o bagi. Adică FCSB-ul trage de 1-0 ăsta cu pe aici. Sepsi și cu, tu îți dai seama, un meci din, de play-off vrea să bată cu 3-0. Napoli cu Juventus. Păi Juventus pierde meciul pentru că bagă doi jucători la 1-1. Pacă doi jucători de 18 ani, mă. Nu? Păi, și ăla unul face penalti. Dau un exemplu. Nu dar poți să-ți situații că... Permite, poate aia vor să facă... Vor să piardă meciul cu Napoli. Nu știu dacă vor să piardă meciul. Campionatul nu-l mai câștigă, da, să prindă Champions League. Prinde, poate să nu-l piardă. În fine, asta este. Da. Champions League va prinde. Asta spun. Și atunci permiți ca să bagi jucători să ieși pentru anul viitor. Cine știe ce? Sunt multe faze de arbitraj aici. Am auzit foarte multe interpretări pe anumite faze. Adevărul că unele sunt extrem de interesante în acest meci dintre FCSB și Petrolul. A arbitrat Florin Andrei. Dar n-am spus ce rămâne. E penalti? La ce? Eu zic că e penalti pentru Rapid. N-am hotărât. Părerea noastră aici? Da, fie că eu zic că e penalti. Așa pare. Mai ales după ce am văzut la Inter și admițând că este peste ce a fost la Inter, Rapid merita penalt din seara asta. Și atenție, minutul 86, meciul se termină 1-1. Mi se pare că e de luat în calcul. Nu, e penalti clar, nu știu cum e. Bun, fazele de la FCSB Petrolul. Spuneam, Florin Andrei a fost central. Minutul 41 avem un posibil penalti pentru FCSB. Un prim posibil penalti pentru că o să fie mai multe în meci. Octavian Popescu, uitați-vă la unde este plasat Florin Andrei. Am văzut pe cadrul general. Lasă jocul să continue. Deci nu ai nicio decizie. Nici penalti, nici simulare. Lasă jocul să continue. Și acum păreri. Absolut corect. Decizia. Da. Ok, Pandi. Nimic. Da, simulare? Nici simulare nu mi se pare. Este... Se dezechilibrează, nu mi se pare simulare. Ți se pare simulare? Nu, el cere, crezând că piciorul stâng al lui Takayuki se duce spre el. Păi se duce. Da, dar îl trage. În momentul când el încearcă să vină spre picior, da, uite, el îl trage Takayuki. Deci e dat galben. E forțarea lui mai degrabă decât să facă Takayuki ceva. Așa, eu aș lăsa așa. El așteaptă să se lovească. Bă, dar cum trece de ăștia patru, sunt patru jucători acolo. Eu am spus aseară și mențin, este un contact nesancționabil în niciun fel. Asta am zis și eu. Contact e, da. Dar e nesancționabil. Bă, am înnebunit cu contactele astea, dacă m-am avut cuvântul ăsta contact, nebunesc.
Făceam diferența între simulare și să nu fie simulare. Eu l-am văzut aici pe Hanca și țin minte că noi am vorbit de el prin minutul 55 cum că fuge, cum vine înapoi, dar am înțeles că are o gleznă de el a jucat așa, că a făcut eforturi, nu trebuia să joace, deci pentru că mă miram cum aleargă mersul ăla. Decizia lui Florin Andrei corectă. În minutul 46 este faza în care marchează FCSB imediat după pauză, după ce a făcut acele schimbări. Și de aici pleacă faza. Doamne ferește. Cu Mario Bratu care acuză că este faultat, pentru că de aici practic faza se continuă. Bă, tu îți dai seama că el aștepta să intre la el și la nu mai intre. E disperat. Exact. Deci el pleca, s-a zis, gata, a intrat în mine. El pune stângul ăla și tot așteaptă să vină ăla în el. Când vede că ăla nu mai vine, el nu știe să mai facă. Păi da, și ăla o să cade peste el până la urmă. Doamne, ce rușine pe cuvântul meu. Doamne, ce rușine. Asta am spus, nu ai cum un jucător tânăr care de-abia aștept să intre, să mănânci oameni musi. Nu trebuie neapărat să mănânci, pentru că nu ești un din ăsta care să mănânci. Dar joacă, mă, fotbal. Joacă fotbal, că de-aia te bagă să joci. Nu se poate așa. Deci nu ai ce să discuți aici. E păcat, ai și ceva talent. Nu mai vreau să vorbesc, că am vorbit aseară. Nu ai să discuți aici. Îmi pare rău că băiatul ăsta are ceva talent. Dacă nu-l învățăm că lucrurile astea nu sunt bune și folosește talentul tău. Ia-o în viteză acum, cea mai mare viteză. Driblează, ai curaj, fă ceva. Nu așa, că așa nu e bine. Decizie corectă și aici a centralului. Nu, este scuze să spun, eu aș fi dat un galben, deși nu e, că nu câștigă nimic Bratul. Dar aș da așa un galben, nu se poate. Dacă dea galben aici, nu mai ieșea gol, că trebuie să fie în simulare și o primă. Hai, zic, da. Minutul 49 este o fază în care Radaslavescu cade în careul advers, se accidentează, face o întorsă. Întrebarea este, e fault? Mie ce mi se pare că este. Mie mi se pare că este. Acum... E faza asemănătoare cu asta de la Craiova în care o ai de implicat? E mai blândă ca la Craiova, dar mi se pare mai tare intrarea decât la Inter. Mai blândă decât la Craiova? Da, dar mai dură decât la Inter. Mie mi se pare că oricum e joc periculos. Mie aia de la Inter, atinge, exact. Că atinge mingea, nu contează, joc periculos, dai cu talpa. Mie mi se pare că... Stângul ăla îi prinde, fii atent acolo, talpa. Uite cum se face stângul acolo. Deci vezi? Mie mi se pare că e urâtă. Pe când la Inter, cea mai slabă a la Inter. La sigur, la care s-a dat pe alte, fost cea mai slabă. Vară, vară, atenție. Mie mi se pare urâtă, rău. Și periculoasă, mă, încă o dată. Da. Deci tu când intri așa, încă o dată, o repet. Dacă intri de 10 ori așa, deci odată îi rup urea piciorul. Dar asta e norocul tău că nu s-a întâmplat nimica. Da. E norocul tău că nu s-a întâmplat nimica. Că n-ai deci, cum să intri. Încă o dată, cum ai zis tu, una minimă îi rup piciorul din 10. N-ai cum să intri în halul din ăsta. Din 10, una minimă îi rup piciorul. Dacă nu mă bata de 2-3 ori îi rup piciorul. Dovadă că ai făcut ceva. E adevărat că aici... Nu ai făcut, dar ai făcut ceva, da. Nu i-a prins piciorul drept. Uite piciorul drept acolo. Dacă s-ar fi luat decizia să se acorde... Se putea anula. Dacă se dedea penalti aici, e posibil să anuleze penaltiul pentru că pare, repet, offside, aici nu știm. Hai să facem altceva. De ce crezi că nu au dat penalti la faza asta? Da, mă întreb pe mine de ce cred? Că atins mingea. Da, că intervenția e la minge. Zice că, asta zice că porcăria asta, că talpa înainte la minge. Atinge, într-adevăr, cu vârful ghetei atinge mingea. Păi nu, asta cred eu, că argumentul este în felul următor. Ating mingea, după care e normal să fie un contact între cei doi jucători. Mamă, cred normal, că ăsta a fost. O atinge că are noroc cu atinge cu sau vârf, cu vârf. O joacă? O atinge. O atinge întâmplător. Ia să vedem. Ia să o joacă? Păi dacă la trage la poartă, ce se joace? O joacă, trebuie să dea în minge. Asta e cum e talpă. Oricum e talpă. O atinge mingea, oricum e talpă. Primul care joacă mingea este Garuti. Hai mă, lasă-mă cu povestea asta. Cu talpă la minge. Cine joacă primul mingea? Băi, stai puțin. Eu spun că atinge primul, tu spui că intră cu talpă. Dar nu are mingea niciun. Sare că atinge primul sau nu e cu talpă la minge. M-ați care cred eu că e argumentul pentru care n-au dat. E posibil să fie asta argument. După părerea mea, este intervenție de penalti. Asta e părerea. Uite, vedeți ce faze sunt. Deci aia care nouă ni se pare că nu este absolut nimic. Da, mă, da, în Italia este penalti. Aici nouă ni se pare că e ceva și noi nu dăm nimic. Noi îi considerăm niște experți. Marea majoritate sunt niște impostori. Este o meserie care mai mult decât în oricare alta se ajunge prin impostură, nu numai la noi, și în Italia. Și cum crezi că ajungi? Crezi că la aia ajungi? Se plâng că nu au arbitri. Păi știi ce nu au arbitri? Nu se mai apucă nimeni, mă. Dacă nu îmi spune tata care e ceva sau unchiul, nu mă mai apuc. De ce ăsta să mă apuc? S-a mai spus,
m-a apucat să mă bată la cocârlațe, ia să mă nenorocească. Adică dacă spune tata, alergi cum alergă Screciu. Da, da, da. Dacă da, nu, da, vii, da, de, da, vii da, cum vine Crăznichi exact, de la mama exact, înainte. Exact, și nu mai ajungi niciodată. Da, exact. Te ajunge ăla, îți ia fața și te întrebi de ce. Să mă apuc de ce, să mă duc la cocârlațe, să mă moară aia, în bătaie. Păi de acolo te trimite. Păi normal, acolo ca sunt bază acolo. Altă fază. Deci aici mai degrabă penalti. Așa cred eu. Savescu, dar repet, cred sub că rezerva s-ar fi anulat. Că s-ar putea offside. Să fie offside. Nu s-a verificat poziția de offside pentru că a fost... Dar numai că știi ce se întâmplă, ok, dai penalti, și... l-anulezi, dar rămâne galbenul lui Garuti, dacă îl dai, cred. Nu mai rămâne galbenul pentru intrarea asta? Tu poți să rupi piciorul ăla? Și Garuti are vreo 3-4 intrări de astea pe tot parcursul meciului. Mai intră la coma, mai intră la șut. Galbenul rămâne așa... pentru intervenție. Ar rămâne galben, nu știu cum e regulamentul. Deci tu dai penalti aici și galben. Se vede că la VAR că e offside. Penaltiul îl anulezi, logic. Dar galbenul îl anulezi și pe ăla pentru intrare dură? Nu mai știu dar cum e. Dar de ce ai anulat galbenul și îi dai roșu? Nu cred că nu e, mai dai roșu. Cred că nu? E de roșu? Nu mi se pare că e chiar ce, de intrare roșu. De roșu? Nu mi se pare că e chiar de roșu. Nu, să spunem că nu. Intri cu talpa aici, da? Așa. Și nu, tu spui că ar fi o intrare de roșu. Intri cu talpa pe picior, intrare roșu, de roșu, da? Tu roșu, dai roșu. Se vede că e offside. Da? Și ce faci? Roșu rămâne se dă offside și roșu rămâne. Roșu rămâne că e brutalitate. Da, e brutalitate. Dar asta aici nu știu dacă rămâne că habar nu știu cum e reglementul. Minutul 80, posibil penalti la Coman. Și asta e o fază foarte interesantă. Și aici, foarte bine plasat Andrei, uitați-vă unde este, cum vede. Și lasă jocul să continue, deci nu ia nicio decizie. Tu zici că face special. Mie mi se pare că îl trage și de azi echilibrează. Nu pot să spun că nu-i face absolut nimica. Ceva pune mâna pe el acolo, dacă căzătura nu e din... E întors așa, picioarele alea le pune în... Ia uite vârfurile cum și le pregătește, cum le târăște așa, da, cumva. Tu zici că e simulare? Nu, aici îi pune mâna pe el, face ceva, nu okay. Știu ce să zic. Nu e penalti, e simulare sau e decizie pe care a dat-o el? Lasă jocul să continue fără a lua nicio decizie. Simulare ce înseamnă? Să nu-i facă nimica. Nu, nu înseamnă. Nu, să nu se exagereze un simulare contact. Simulare are minim, mai multe aspecte. Cum ne dăm seama că... Nu știu, apreciere. Arbitrajul e aprecierea unui om. Nu, cred că ceva e acolo, vrea să-l... Nu știu, să-l tragă, să... Mie mi se pare că îl dezechilibrează. Iarăși, mie, acum încă o dată, e greu de aprecia 100% dacă dai acade. Tu zici că e de penalti? Eu aici n-aș da penalti. Eu mai spre penalti, man. N-aș da penalti. Mai spre penalti, man. Eu mai spre nepenalti. Stai un pic, Dane, nu sunt 100% convins. Nu, am înțeles, mai spre penalti. Eu mai spre nepenalti. Mai spre nepenalti, da. Tu? Mai spre nepenalti. Dar niciodată. Adică eu aș... El a judecat genul ăsta de faze lăsându-le. Adică contacte nesancționate. Mi s-ar părea cam mult să sancioneze asta cu penalti. Îmi pare rău că n-am prins faza aia, că e una banală. Dar îi dă Maier sub placaș ca la Ruibe. Este exact palton, cum se cheamă. În afara careului. Da, în afara careului. Nu dă nimic. Nu dă galben. Și mai avem o fază asta, chiar e cea mai ciudată. Au fost multe faze ciudate în acest meci. Două faze într-una, aici. Ișfan solicită penalti. Că nu face, cred că e nimic. Că nu e nimic. După care... Bratuzovic îi bagă mâna în gât în timp ce mingea e în joc. Ok. Uluitoare fază. Ai întrebat, ai alea, o să ne spui ce e aici, 100%. Păi nu, ce să fie, că dacă admitem mingea că... Mingea este în joc, păi nu că admitem, clar este în mingea joc. În joc. Nu, normal. Mingea este în joc în sensul că abia acum iese. Da, abia da, acum, da. Deja ei se ridicaseră. Ce? Este foarte simplu aici. În felul următor, dacă gestul lui Radinovic trebuie sancționat cu galben pentru ce face, este penalti, clar, nu? Mingea fiind în joc. Cred că e penalti. Cred că e penalti, e o prostie de penalti. Și atunci judecăm doar dacă gestul este de galben sau nu. Dacă nu e de galben, nu e nimic, nu e penalti. Ok. Dacă e de galben, e penalti. Tu ce zici că e? Eu zic că e de penalti. Mi se pare adică că problema să-i bagi mâna aia în gât și da, să nu spun, dai nimic. Este aceeași problemă pe care am avut-o la Petrolul cu Craiova. Individul ăsta nu fluieră, când aștept să fluiere ăștia tău să oprească pentru simulare galben la Ișfan. Ok, da, faza, n-ai continuă. Dat galben, n-ai dat, faza continuă. Faza continuă și ăsta greșește la Radulovici. Trebuie să dai penalti. Pentru că faza continuă. Aici nu știu dacă pe această fază, aici nu se vede. Nu să nu dai mă simularele astea. Deci la noi vezi din când în când cât un arbitru care vine și la fazele astea dă simulare. Așa și zice că e nebun la cap, știi? Că nu se poate, că e singurul, dar ăla face ce trebuie. Da, nu se poate, ăla face ce trebuie. Nu, aici suntem la arbitru, dacă el mai controlează acel moment când îi pune în gât, nu. Da, nu are tu și el, are de ăștia, nu? Nu, vreau să judecam din perspectiva centralului, Aivaru. Dar te întreb o dată, de ce nu fluieri simulare la Ișfan?
VAR-ul putea să intervină? Da, păi da, păi dacă arbitru aici, arbitru chiar n-a văzut VAR. Și de ce nu intervin? Că îi se pare că nu e nimic aici. Că nu e de galben. Nu e de sancțiune pentru Radunovici. Așa îi se pare. Da. Mie mi se pare că e. Este un gest profund nesportiv, sigur că nu are, nu e foarte violent sau ceva, da. Incredibil, Radunovici vede că mingea nu iese. Da, violent ce înseamnă? Că aia trebuie să-i dea una în gură. Strâng, da. Să-i dea una, da, 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 da. Dacă eu vin și-ți bag mâna așa în gât, nu e violent. Mai ții minte cumva pe Wesley, când i-a dat un pumn în cap, jucat la Fenerbahçe, sau nu știu cu cine juca în cupele europene, la Sporting, în Sabora, în deplasare. Și i-a dat un pumn în cap, unuia din Senin. Și se dă penalti și dă roșu, nu știu ce, dă din Senin așa, la un corner, l-a apucat, nu mai ții minte momentul? Nu mai știu, da. La Vaslui. Da. Nu, deci după părerea mea e și penalti. Bun. După părerea mea, foarte slab arbitrajul lui Fernandrei. Foarte slab. Ca notă, foarte slab. Nu știu, nu mi-a plăcut deloc. Bine, ne oprim într-o scurtă pauză, ne întoarcem, discutăm despre farul CFR, comentăm și întoarcerea lui Nicolo Napoli, că nu e glumă. Nicolo Napoli este noul antrenor al lui FCU Craiova. Asta pentru... trebuie să dedicăm o porțiune. Să nu terminăm. Începem cu asta când ne întoarcem. Ca să nu terminăm, da. Că nu putem să o ratăm. E tare de tot. Imediat după pauză. Am revenit. A revenit și Nicolo Napoli. Mi se pare... Știi ce ți se pare? A 10-a ți se pare? Știi da, că recordurile sunt de diferite dimensiuni. Al lui Bob Beamon, ăla de 8,90 m, părea de nebătut. A durat 30 de ani. Al Anișoarei Cușmir, iarăși, bă, astea se bat. Ăsta nu mai bate nimeni, 10 de 10 ori. Așa cred și eu, da. Nu, asta nu poate fi bătut. Dar adică... De ce te miră 10? Păi acum sau două zile... De pe la a patra te tot miră. Păi acum două zile... De la a patra mă uluiește. Bine, m-a uluit și chestia asta, aflu că Mititelul vrea pe croitorul. Nu știu că vorbeam și de chestia asta. Dar cum explici? După care m-a mirat să aud că de fapt Mititelul ce e problema a fost că n-are licență. Păi bine mă, asta să știe de ani de zile că ăsta n-are licență. Eu ți-am spus cum explic eu. Dar nu știu dacă e corectă. Ai o problemă cu oamenii. Cu publicul, cu suporterii. Ai o problemă cu suporterii. Și ei iubesc croitorii și Mititelul. Și pe... Zeu. Se întorcea zeu. Trebuia să te închin la zeu, nu? Bă, adevărul. Zeu. Adevărul. Este că avându-l pe Nicolo Napoli a avut niște perioade bune de joc. Eu țin minte când a plecat după acel 5-0 cu Rapid, erau amândouă în Liga a doua. Mai țin minte școala la Severin, i-a omorât pe Rapid, a dat 5-0. Da, dar vezi că aveai rezultatele bune și ieri. Nu trebuia să vii să-i spui, băi, Nicolo, te băga în seamă. Băi, tu nu înțelegi că oricum nu te mai pun, că s-a terminat, capitolul ăsta e închis, nu mai vreau să aud de tine niciodată. Este fabulos. Știi că la snooker este recordul, 147 de... Break-ul, nu poți să-l depășești. Break-ul, da. Așa, a ajuns la nivelul maxim, nu mai poate fi depășit. Zici că n-ai cum. Doar de el. El este singurul care poate să ducă... Știi ca cine e? Pentru primat e 148 ăsta. Știi ca cine e Napoli? Ca Bubca. Bubca făcea câte un centimetru la fiecare milioane. Da, da, da. Că le luăm milioane dați. Nu dăm nimica. 2-3 milioane. Pac un centimetru. Păi ce era fraier să sară... El făcea din prima 5. Era fraier să sară 7-20. Da. După aia a antrenat-o și pe... Nu, a antrenat-o atletă. Tot la săritura în înălțime, parcă. Da, nu mai știu. Și tot la fel făcea. Da, el le lua... Isimbaeva. Da, Isimbaeva, da. Le lua milioanele într-o ce? Eu nu mă, pe mine nu mă miră și îți spun, oamenii cred că l-au vrut pe Napoli. Bun, și te întreb altceva, crezi că poate să dacă facă ceva cu, zi înainte că cu nu... această echipă care mie din punct de vedere defensiv mi se pare o catastrofă? N-aș spune că nu poate să facă pentru că de fiecare dată a făcut. A făcut. Mie mi se pare că adică Craiova are un lot mă cât de cât dacă și ce da sau dacă nu mai degrabă să scape de retrogradare, aia pare un posibil. Sau să prindă locurile 7-8. Are și cupă. Deci, ce înseamnă? Acum, nu te întreb ce înseamnă performanță. Acum ești cu un picior. Ești cu un picior? Nu mi se pare. Acum joacă voluntar. Nu mi se pare că ești cu un picior. La cred că baraj. La pentru baraj, da, ești. Obiectivul rezonabil este. Evităm și locurile de baraj. Da. Poate spera, de exemplu, Craiova să dea acea semifinală pentru Cupa Europeană. Clasamentul. Hai să vedem clasamentul. Să vedem clasamentul. Să se ducă 7-80. Să zicem că s-ar înjumătăți acum, că avem același număr de meciuri pe toate echipele. Craiova... Craiova ar intra cu 26. Cum cu 26? Nu, mă, cu 16. Cu 16, pardon. Craiova 16. Și locul întâi 20. Nu e nicio problemă. Și Sepsi 20, Hermannstadt 20, Uta 20. 4 puncte, 9 etape, se pare imposibil. Da. Acum. Da. Acum. 4 puncte ce? Și nu se pare. Deci ar putea să ajungă în barajul acela. Are și cupa, atenție. Are cupa, da. Are cupa. Deci care ar fi un obiectiv rezonabil? Asta e, nu știu, probabil că o să și spună care e obiectivul. Dar mie mi se pare că, nu, un obiectiv rezonabil după ce a jucat scandal, e unul dintre locurile 7-8 sau măcar finala de cupă. Eu așa văd. Adică nu mi se pare să termin pe locul cu 16, 15, 12 că este o performanță. Nu, să scap de baraj. Că ți-ai depit obiectivul. Nu mi se pare că pe 12 ești acolo, pe cât ești? Ești pe 13. Tu te miri, Dane, dar noi tot timpul am spus. Stai puțin că vine momentul când Nicolo se întoarce, nu? Așa e, da.
Vine cu mâinile în buzunar și mă miră trage un ditamai geamantanul după el. Iar zice, mi-a luat frozutul și ceva de ce mă miră este că începea să fie vremea bună în Italia. Da, așteptam să vină mai Jean Cote, mai noiembrie acolo. Da, noiembrie. Noiembrie când facem ce bine, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Da. Și să plec deja. Acum să plec, să facem frumos. Eu așa mă gândesc. Drag geamantanul. Hai să vedem cum arată ultima etapă. Apoi ne ducem la clasament. Vedem cum ia frostă ceva de mii pe deci, la două, ultima etapă se joacă așa. 5 meciuri la aceeași oră, în aceea zi, vineri 8 martie. CFR Hermannstadt, Dinamo UTA, Petrolul Sepsi, Voluntariul Cluj și Botoșan Faru. 3 dintre aceste meciuri vor fi transmise în direct pe primele 3 canale Orange, alte 2 vor fi pe al 4-lea canal în mod alternativ. Eu întreb unde să nu dăm VAR. Băi, eu m-aș vrea să nu dăm la CFR Cluj. Cum te-ai gândit tu așa? Păi așa ar fi, de ce? Că e departe. Păi și mi-aș da nici la Botoșani. Că e tot departe. Sau... Așa, eu zic că astea două ar trebui să fie fără VAR și celelalte să punem VAR-ul pe ei. Dar ai auzit varianta aia? Să închiriem mașini. Nu, aia ar fi ideal. Dar să zic că n-ai posibilitatea să închiriezi. A, vorbim la telefon cu unul de astea la fața... Să nu mai fie la niciun cele 5, aia mi s-a părut colosal. A, e mult mai bun asta. Păi de ce? Glumesc, dar care este ideea? Glumesc, idee luată în calcul, înțeleg, la ligă. Dacă nu putem asigura la toate cele 5 meciuri, să nu avem la niciun. Păi de ce? De ce? Ca să fie, vezi, Doamne, egalitate de șansă. De șanse. Păi de cum tragi, la cum tragi la sorți sau cum? Păi cum stabilești cele 5, ca două care nu sunt? Criteriile, singurul criteriu, după părerea mea, ar fi asta cu tragere la sorți. Corect. Orice altceva este scandal mare. Orice altceva este într-un mod care nu e... Cum? Cum alegi? N-ai cum. Nu? Da. Da, eu n-aș fi de acord cu chestiunea asta. Adică dacă ai 3, de exemplu, de ce să nu le punem? Exact. După părerea mea, este imposibil să nu găsești o mașinuță în Bulgaria și o mașinuță în Ungaria. Păi da, au și aia meciuri, Bogdan. Bă, poate, nu, aia, poate au mai multe. Și nu au vineri. Nu cred că Bulgaria au 6 meciuri vineri. Păi vezi că nu toate... noi avem metoda asta cu mașini. Nu știu dacă în alte țări e la fel. Păi și sau, ce să fie? Păi poate s-a făcut la fiecare stadion o încăpere sau s-a făcut un sediu central. Nu cred, nu. Nu știu. Cu mașini sunt peste. Nu știu dacă e peste tot. Nu, refer, nu știu, fiind Premier League, dar la noi e cu... La Premier League știi că rămâne carul... Sunt 20 de arene, fiecare are carul fix. Carul nu pleacă de acolo. Da, nu știu dacă e peste tot. Ideal ar fi să fie toate meciurile cu VAR. Că parcă văd că să aleg 3 meciuri și la alelalte 2 apare o problemă de asta mare. Că așa se nu o să ne spună nimeni cum au ales meciurile. Nu, probleme sunt la toate. La toate, da. Nu, dar nu o să ne spună nimeni cum au ales meciurile. Ba da, o să se spună. Nu. Dacă se vor fi doar 3 meciuri, va trebui spus că doar nu lucrăm aici cu ce e la NASA, la fotbal până la urmă. Dom'le, cum am ales? Am ales așa. Unde suntem? Adică, bă, cât totuși ce bănuială. Să nu poți să joci 3 cu 2 pentru că se fac blat, că aia știu ce scolul. Nu, dar aici e corect să se joace la aceeași oră. Băi, parcă nu știu este dacă e corect. Foarte corect. Bă, parcă nu știu foarte dacă în Anglia corect. Așa e. Pe parcă nu știu dacă e corect, nu-mi dau seama. Pe parcă n-ar trebui să de ce se mai... joacă ultima etapă în Anglia la aceeași oră? Dacă nu știu, se joacă la aceeași oră ultima etapă. Nu ți-au aminte când a fost meciul ăla cu City, cu Liverpool, când a fost, era condusă City 2-0. Probabil că și acolo s-a ajuns. Eu îți dau exemplu din rugby, acolo de ce nu se face nimic? Pentru că în ultima etapă aia poate să bată la turnul celor 6 naționale, putea să bată la... Au nevoie să bată la 80 de puncte, nu s-a întâmplat niciodată. N-au jucat ultimul meci? Iar toate la aceeași oră? Bă, probabil că da. Că treceau unii alții așa. Pe primul loc. Probabil că da, mă. Nu. Uite, dar a fost ultima etapă în sezonul regulat ieri în Grecia. Toate meciurile la aceeași oră. Păi, de, atenție, să toate meciurile la aceeași oră, deși unele echipe nu mai aveau treabă. Da, aia au VAR, dușmanii. Cine? Grecii? Grecii. Au da, 10... Da, aduc arbitrii străini la meciurile. Da, au 8 VAR-uri. Au o mașință aduc... de VAR ai nebii. Ei, noi contestăm și pe aia străini bine. Bun, și clasamentul, ca să tragem concluziile, am văzut meciurile. Toate cele 5 echipe care se bat pe ultimele 2 locuri de play-off joacă în deplasare. 4 dintre ele au câștigat în această etapă. Singura care n-a câștigat a fost Faru. Tocmai ăsta e motivul pentru care Faru are nevoie de un punct la Botoșani pentru a fi matematic în play-off. Haideți să vedem deci clasamentul. Nu se putea mai rău decât să bată Petrolul pe FCSB ca să aibă și ea șanse. Ca să aibă și ea șanse. Să facă 38 de puncte și Petrolul. Da. Deci, două echipe dintre Faru, Cluj, Sepsi, Hermannstadt și UTA vor fi în play-off, trei vor fi în afara play-off-ului. Sunt foarte multe variabile aici, în sensul că pot termina la egalitate două, trei sau chiar patru echipe, în momentul în care se iau în calcul rezultatele directe și se face un clasament între acele echipe și este foarte complicat. Câteva lucruri clare
sunt în felul următor. Faru are nevoie de un punct pentru a fi matematic în play-off. Și Clujul dacă bate este... Faru și Uclu sunt singurele echipe la mâna lor. De ele, da. Faru, ia, de ce are nevoie de un punct? Să explicăm, pentru că este mai bună în orice combinație cu celelalte trei pe care pot face 43 de puncte. Sepsi, Hermașa și Uta. Deci, spun că toate fac, în orice combinație, una da. Face, două, trei, Faru stă mai bine stă în mai oricare bine. Din variantele. Da. De ce stă mai bine? A luat așa, a luat 6 puncte cu Sepsi, 4 cu Hermannstadt și 2 cu Uta. Da. Deci nu există variantă în care da. Să... Adică Faru trebuie, poate pierde play-off-ul doar dacă pierde, dar nici atunci nu e sigur că pierde play-off-ul. Da. O să vedem, o să avem o săptămână interesantă și mai ales un final de, de săptămână interesantă. Evident că tragem mult mai multe concluzii săptămâna viitoare la minutul 91 când ne vom întâlni după ultimul meci al sezonului regulat. Facem atunci și niște pronosticuri pentru play-off. O să fie interesant. De mulțumesc, cum stăm atunci, să vedem. Mulțumesc, Bogdan. Să aveți o noapte bună. Mâine ne așteaptă meciul de UEFA Champions League.